ne veni cu drag, acum fără cu probleme de matematică, la algebră. Nu numai cu drag venim, că așa, așa, așa se întâmplă la prof online. Acum eu stau, sunt într-o situație de bine, am avut două teste de făcut, am și reușit să le facem. Nu totdeauna se întâmplă să le facem, noi îi recunoaștem asta. Dar de data asta am reușit și au fost niște teste deosebite propuse cândva la Grigore Moise din București. La revedere! Așa, da. Hai să zic așa, formule de calcul pe scurtat. Facem o recapitulare a tuturor formulelor, pentru că pe baza lor vom lucra de acum înainte. Formule de calcul pe scurtat, da? De ce asta? De ce și formulele astea? O, Doamne, și cu matematica asta, tot felul de formule, și să azi și încă mai învățăm câteva, și încă mai învățăm. Când s-o termina? Deci, prescurtat. Adică, dacă vrei să ai șansă să ai spor la treabă, să ai viteză, de aia învățăm pe asta. Dacă nu, uitați, pe A plus B, totul la a doua, A plus B, totul la a doua, eu, dacă nu vreau să învăț, nu vreau. Și zic, este egal cu A plus B, pe lângă A plus B. Și mulțesc, cum știu să zic, A ori A fac A la a doua, A ori B plus AB, plus B ori A, deci din nou plus AB, plus B pătrat, și iată că fac A pătrat, reduc terminația aia, plus 2AB, plus B pătrat. Nu vreau să învăț. Și dacă am cumva într-un negheșițiu de făcut următorul lucru, dacă am 2x plus 3y, totul la a doua, eu cum n-am învățat formula, ca așa am hotărât eu să nu învăț, păi vin la a doua, zic 2x plus 3y, pe lângă 2x plus 3y. Da? 2x plus 3y, pe lângă 2x plus 3y. Și egal mai departe, cum? Și mai apuc de lucru. 2x ori 2x. 4x pătrat. 4x pătrat. Plus 3, 9y pătrat. Dar de ce? De ce nu termin cu 2? Apa da. Termin cu 2 totuși, nu e de la acolo și gata. Că din fuga cea mare, ai terminat greșițul tău. Atenție, cum se mulțesc două paranteze? Primul până când epuizezi pe toți alții. Al doilea până îi epuizez pe toți ceilalți. Zicem 2x ori 2x, 4x pătrat, 2x ori 3y. 6x. 6x, 6x y. Și ai terminat cu 2x cu tot. Și după aia tot așa, plus 6xy. Plus 6xy. Și plus 9y. 9y pătrat. Și care e egal mai departe cu? Egal cu 4x pătrat. 4x pătrat. Plus 2xy. 12. 6 și cu 6? Da, 12xy. 12xy. Și plus 9y pătrat. Plus 9y pătrat. O să aveți un pic răbdare, că să-mi pregătesc eu. Că eu vreau să arăt importanța formulilor. Da? Deci nu numai pentru voi, ci și pentru prietenii noștri. Cine vrea să ne învețe, ne învață. Cine nu, nu ne învață și atunci trebuie să facă treaba asta. Iată că dacă eu am învățat formula, acum, varianta când știu formula, 2x plus 3y totul la pătrat este egal cu 2x plus 3y totul la pătrat egal cu 4x pătrat. Locul întâi, formula spune a la a doua, adică locul întâi la pătrat, 2x totul la pătrat, da? Plus de două ori, zice formula, de două ori, locul întâi ori locul 2, la mine locul întâi este 2x, până într-o paranteză, ori locul 2, 3, copii. Da? Și plus, Miruna, plus 3y totul la a doua. Da. Și egal mai departe, cum Miruna vorbește? 2x la a doua. Ei, da. 4x la a doua. Atenție! Totul la pătrat. 4x pătrat. Plus 9y pătrat. Plus, de ce nu? 12xy. Plus 12xy. Plus 9y pătrat. Este același rezultat. Am mers mai repede. Sigur că mai repede, dacă știu formula. Dacă nu, înmulțesc acolo și tot ajung la... Cu grijă să știu să înmulțesc două paranteze. Că dacă nu știu să înmulțesc două paranteze și ziceți așa, locul 1 cu locul 2 și locul 2 cu locul 2, asta e terminatul.
ați greșit grav, definitiv. Atenție, Adi, atenție. Deci la mulțirea două paranteze. Cum facem anca pe mulțirea două paranteze? Deci luăm primul termen din paranteză de pe prima poziție și mulțim cu tot ce urmează. Cu tot ce urmează. Urmă, după ce am terminat la al doilea și cu tot ce urmează. Concret, ajută-mă. Zi așa, 2x minus 3y plus 5, totul de mulțit cu minus 5x plus y minus 3 egal cu. Te rog. Nu e nicio formulă aici. Aici nu am nicio formulă. Trebuie să mulțesc cele două paranteze. Minus 10x pătrat la a doua. Deci minus 10x pătrat. Mai departe. Plus Adi. Plus, Adi continuă. Da, plus 5. Plus, da, 5. Ori 3y. 5 ori? 5x plus 3y. Adi, dar ce am spus mai devreme? Ăsta de aici, Adi, cu toți ceilalți, mă, suma de 2 ori minus 5, minus 10x pătrat. Păi cu toți, mă, dacă zic cu toți, nu s-a... Viu mai aproape de tine? Ai, eu nu am luat ăsta de aici. Păi, eu am zis-o să legem. Adică, dacă este o regulă, haideți să o respectăm, pentru că dacă o luați dacă așa... Dacă luați la landala, landala aici. Și voi țineți pe a voastră ca landala merge și nu prindeți toți termeni. Deci, dacă vă zic, domn profesor, primul termen din prima paranteză, cu fiecare... Dar dacă am repetat de 7 ori până acum, Adi, primul de aici, cu toți ceilalți... Haideți da? Să mergem. Deci, ai zis. Plus 2xy, corect. Plus 2xy. Mai departe. Minus 6x, corect? Minus 6x. Și ai terminat cu 2x. Cine urmează acum la lucru? Anta. Minus 3y. Și începe minus 3y cu toți iarăși la capăt. Și vine cât? Plus 15xy. Plus 15xy. Minus 3y. Y pătrat. Așa. Plus 2. Plus 3y ori 3. 3 ori 3, 9. Plus 9y. Și am terminat și cu minus 3y. Am mulțit toată. Acum cu plus 5. Acum cu plus 5, Adi, continuă tu. Minus 25. Minus 25. Plus 25x, Adi. 25x. Da. Plus 5y. Plus 5y. Plus 5y și minus 15. Minus 15. Și este egal mai departe cu? Reducem termenii asemenea, copii. Asta așa face. Vorbiți, da? Da? Reducem termenii asemenea. Ce înseamnă termenii asemenea? Să aibă aceleași litere la aceeași putere. Deci cu x la a doua, ne uităm. N-avem decât unul. Cum scriem? Minus 10x la a doua. Așa vorbiți, măi copii. Minus 10x la a doua. Hai, vă rog, că dacă mai eu vorbesc. Plus 17 XY. De ce 17? XY, avem 2 acolo și cu 15. Așa, plus 17 XY. Minus 31X. 31X, hai să vedem de ce. Minus 6, minus 25. Minus 6, minus... Ce spui? Da, am un plus 6 și un minus 25 face minus 31. Minus 3Y la a doua. Minus 3Y la a doua, că nu mai avem niciunul. Da. Plus 14Y, plus 9Y și cu 5Y. Da. 9 și cu 5 fac 14, plus 14y. Minus 15. Minus 15. Corect. Iată... Acum să-i mai grupăm cumva, nu? Domn profesor, dar cum să facem? Hai să facem niște echipaje, poate avem baftă să iasă ceva... Primul cu al treilea. Primul cu al treilea, tu ai vrea așa. Primul cu al treilea. Și ce să scoți în factor comun aici? X. Un X. Vezi și ca în ce rămâne? Îți rămâne un 10x și cu 31. Nu, ar mai trebui să mai găsești un echipaj, să tot așa în paranteză să fii 10x și 31. Lăsăm așa. Nu, nu vedem mare lucru. Rămâne forma asta și cu asta. Ce am urmărit aici? Adică, bănești, am urmărit cu ieșițul ăsta?
semnele algebre și să spunem că Anca a început să le știe și asta e bine, că ți-am dat ultimatum, știi bine, nu? Ultimatum când am zis nu mai vii și acum chiar vreau să văd. Să nu crezi că stăteam pe gânduri, îți spuneam fără discuție. Anca, ești liber. Da? Deci sunt foarte hotărât ca să fac chestia asta. Așa cum ți-am și hotărât și ție. Deci suntem în timpul lecției uchi și urechi. Nu repede 7 ori, că luăm pe primul și mulțim cu al doilea și tot nu te interesează. Atenție multă! Mai facem încă o mulțire de asta ca să mă convin că lucrurile stau bine. Minus 3x plus y minus 7, totul de mulțit cu 2x minus 3y plus 5 egal cu. Anca pornește. Minus 6x la 2. Perfect. Minus 6x pătrat. Plus 3y. Plus 9 de 3 ori 3. 9y la 2. 9y la 2. Nu, 9xy. 9xy, n-am fost atent, dar ai dreptate. 9xy. 9xy, da. Adi? Minus 15x. Minus 15x. Mai cu minus 3x de mulțit? Nu. Nu. Urmează y. Da, minus 6x pătrat. De unde 6x pătrat? Dacă începi cu y și îți mătură tot. Da, minus plus 2y. 2x minus 3y pătrat. Da. Și plus 5y. Plus 5y. Plus 14x. Minus 4. Că e minus 7 ori plus 2. E minus 7. Minus... Una este plus și alta e minus. Deci minus 14. Minus 14x. Plus 21y. Și minus 35. Minus 35. Egal cu, Anca, te rog să reducem termenul asemenea. X la a doua nu mai avem. Deci minus 6x pătrat îl scopiem. Minus 3y pătrat, că e tot unul, domn profesor, ca să scăpăm. Îl punem și minus 3y pătrat. În xy, Anca. 9xy. Plus 11xy. Plus 11xy. Acum în x. Minus 15x, minus 14x. 29. Minus 29, da? 29x. Acum în y. 5y plus 21y. Mă gândesc că nu vede, că nu văd că i-a luat ochelarii. Da, da. 5y plus 21, 26y. Minus 35. Da. Domn profesor, mai mare viteză. Da, aș vrea să mai dați unul și să răspund eu ca să le arăt că după un an și ceva aș vrea să meargă așa pentru că e de așteptat să meargă așa. Da, pot eu? Că, bun, sau mergi tu, Mirna, poftim. Deci, păi, un pic de viteză, eu nu știu. Minus 4y plus 2y minus 3, totul de mulțit cu minus 5xy plus 2x minus y plus 3, egal cu? Plus 20x la a doua y. 20x la a doua y. Minus 8x la a doua. Minus 8x la a doua. Plus 4xy. 4xy. Minus 12x. Minus 12x. Minus 10y la 2x. Deci, xy la 2. Xy la 2. Xy la 2, da.
Minus 2y la a doua. Minus 2? Stați, ești al doilea termen, Miruna. 2y da. Cu acum înmulțești. Cu 2x. 2y, minus... Nu-i minus, că e plus. Plus 4yx. 4xy. Da. Minus 2y la a doua. Minus 2y pătrat. Plus 6y. Plus 6y. E corect. Da. Am terminat cu 2y, da, urmează da. Minus 3. Da. Plus 15xy. Minus 6x. Minus 6x. Plus 3y. Plus 3y. Minus 9. Minus 9, corect. Repede cu termenii asemenea. X la a doua y nu mai avem. Nu, bă da, bă nu. Nu, nu deci mai avem. 20 x la a doua y deci fie aceeași literi la aceeași puteri. X la a doua nu mai avem. Minus 8 x pătrat. 4xy avem. Mai avem o dată 4xy. 19xy. Oh, deci avem 3 termeni cu xy, nu? Da, da, da. 4xy și 4xy și mai avem și 15xy. Deci 19, avem 23, 23xy. Plus 23xy. 23xy, da. Minus 12x, minus 6x, minus 18x. Da. Minus 18x. Minus 10y la a doua x. Minus 10xy la a doua. Minus 10xy la a doua. Da. Minus 2y la a doua. Plus 9y. 6y cu... 6 cu 3, da. Da. Așa. Minus 9. Minus 9. Bun, poate viteză mai bună. Mai bine. Da. Mai bine. Dar ne perfecționăm. Trebuie exact. Să meargă și mai rapid. Exact. Deci semnul să fie reflex. Exact. Da? Și tehnica de mulțire de primul cu toți ceilalți, al doilea cu toți ceilalți, al treilea cu toți ceilalți, da? Ca tema acasă, fiecare mi arată data viitoare 10 paranteze, nu, 5 paranteze, unul cu 3 și altul cu 3, înmulțite, cele 5 făcute individual acasă, da? Luați acolo, toate sigur. Cu 3, da, de mulțit deci 3 cu 3, 3, 3, 3 și 3 și da. Mulțite și ți dă forma finală. Și cu minus și cu plus. Așa, alternați acolo, n-are importanță. Ca să vă dați drumul la lucru. Bun, mă întorc acum la exercițiu. Deci, importanța, dragilor, importanța formulelor este una... cum să spun, foarte, foarte ușor de sesizat, fiindcă îți mărește ritmul de lucru. Deci de aceea le învățăm, pentru că avem nevoie să ne mărim ritmul de lucru, să ne ușurăm calculul și să vedeți în anumite situații ce mare avantaj ai. Iată, am să vă dau așa. Să se calculeze expresia e egală cu e egală cu 1 supra x minus 1 plus 2 supra x pătrat minus 2x plus 1 plus 3 supra x pătrat minus 1. Deci 1 supra x minus 1 plus 2 supra x pătrat minus 2x plus 1 plus 3 supra x pătrat minus 1. X la a doua minus 2x plus 1 scrie ca x minus 1 la a doua. Deci simțim nevoia. Mă trebuie să lucrăm cu această fracție, să aducem în același numitor, să facem calculul ăsta. Ori, pentru aflarea celui mai mic multiplu comun, trebuie să organizăm așa fel încât să sesizăm cam care ar fi numitor comun. Și atunci x pătrat minus 2x plus 1 se strânge ca fiind un binom la pătrat. Avem nevoie să strângem pentru că el iar strâns se așează ca fiind x minus 1 tot la pătrat. Da, deci va fi egal cu 1 supra x minus 1
plus 2 supra x minus 1 la pătrat plus 3 supra cine? Aici iar și o problemă. Păi ea la 2 minus de la 2. Repede. Aha, da. Sigur că da. X minus 1 pe lângă x plus 1. Și acum repede se vede numitorul comun? X minus 1 pe lângă x plus 1. Nu, numitorul comun. X minus 1 la 2 pe lângă x plus 1. Luăm dintre cei comune, luăm cel cu puterea cea mai mare. Corect, adică x minus 1 la 2 pe lângă x plus 1. Se vede repede. X plus 1. Ca factorii, cum am avea. Când descompunem numitor, acolo zicem 2 la a doua, altul nu știu cine, altul egal cu 2 ori 3 și altul egal cu nu știu cine, cu 5. Și ce facem? Dintre cei comuni luăm pe cel cu puterea cea mai mare, nu? Adică x minus 1 la a doua. Deci ăsta va fi. Numitorul cum va fi x minus 1 la a doua, x minus 1 la a doua, pe lângă x plus 1. De ce și x plus 1? Că ăsta e necomun. Știți că se lua și 5 și 2 la corect. Cel mai mic multiplu comun. Da, corect. Deci dintre cei comuni îl luăm pe cel cu cea mai mare. De aceea este important să scriem expresia ca un produs de factori. Știți, în lecția, ultima lecție era, a fost aceea în care căutam grupaje așa fel încât să scriem ca un produs de factori. Corect. Ideea asta este, avem nevoie aici. Vedeți că ne pregătim în fiecare clipă, în fiecare lecție, ca să putem face pentru față la lecția următoare. Când vor trebui să lucrăm la fracții... Și pe prima așa. Cu cât o amplificăm? X minus 1 la a doua... Pe prima cu cât o amplificăm? Am un X minus 1, Miruna. X minus 1 ori... Deci numai cu un X minus 1. Pe lângă X plus 1. Pe lângă X plus 1, corect. La asta arată cu cât? 2 pe lângă X plus 1 ori X plus 1. Numai x plus 1, că pe x plus 1, da. X minus 1 la 2 l-am deja. Da, da. Deci numai cu x plus 1. Și la 3, cu x minus... Mai tare, fac. X minus... 1. 1. Nu se aude ce vorbești. Da, un pic mai tare ca să aude și la microfon. Exact. Pentru că tu ești departe de mine, nu se aude foarte bine și cei care ne urmăresc exact. Au nevoie și ei să audă, da? Mm-hmm. Deci, egal mai departe cu... Te rog să vorbești. X egal. Minus 1 cu x minus 1. Să punem factorul comun, mă gândesc, domn profesor, pune ca numitorul comun. Numitorul comun. X minus 1 la a doua, pe lângă X plus 1, Miruna. Da. Și sus, la prima fracție, la numărătorul de aici, vine X minus 1, pe lângă X plus 1, care face cât? X la a doua minus 1. Știți că așa a fost, nu? Da. N-are rost să scriu X minus 1 pe lângă X plus 1. Scriu deodată X la a doua minus 1. Plus 2 pe lângă. 2 x plus 2. 2x plus 2 deodată. Am și mulțit cu 2. Plus 3x minus 3. Minus 3. Și egal mai departe cu? Și egal cu x la minus 1 la a doua pe lângă x plus 1. Da. X la a doua. Rămâne așa. X la a doua. N-am ce face. Minus 4. Hai cu 2x. Hai cu x-ul. Cu x-ul. Plus 5x. Plus da. 5x, da. Minus 4 plus 2, minus 2. Minus 2, corect. Minus 4 plus 2, minus 2. Și egal cu x la 2 plus 5x minus 2. Ai vreo idee? Acolo te putea gândi la niște grupaje, ceva? Mm-hmm. Păi am avea x... 2 ori x, oricât se dea 5x. Da, 2 ori x, oricât se fac 5x. Tu cu ochiul urmărești pătratul perfect ăsta de jos ca să poată să simplifice. Adică 1, dacă x minus 1 egal 0, x egal cu 1. 1 dacă ar verifica aici. 1 și cu 5, 6 minus 2, 4. Trebuie să dea 0 ca să verifice. Mm-hmm. Și dacă nu, nu te mai gândi la... Nu mai munci, că muncești degeaba. Mm-hmm. Cu pătrat perfect, nu știu ce, nu are rost. Deci cu acel fi x plus 1 egal 0, x egal cu minus 1. Dacă minus 1 verifică, minus 1 la a doua, 1. 5 ori minus 1, minus 5. Minus 5, minus 2, 7 cu 1, minus 7 plus 1, minus 6. Nu dă 0. Trebuia să dea 0. Așadar, nu mai face eforturi ca să vezi felul de combinații, ci așa lași
Pentru că nu te avantajează munca aceea. Nu ai șansă să simplifici. Că dacă ar fi fost egal cu 0, am fi zis x minus 1 la pătrat pe acolo, x minus 1 pe lângă x plus 1 sau știu ce ar fi fost, și s-ar fi simplificat. Da? Deci, atenție multă, facem tot felul de lucruri de acestea ca să înțelegem de ce muncim și de ce facem toată treaba. Despre formula A plus B totul la a doua. Adi, ai înțeles că merită? Da. De ce merită? Pentru că ușurează munca. Și sunt situații când chiar trebuie să o recunoști ca să strângi ca un binom. Dar dacă e desfășurat, se poate strânge. Ori dacă tu nu recunoști formula A pătrat plus 2AB plus B pătrat, dacă nu o recunoști, nu ai cum să strângi aici. Deci atenție, formula asta A plus B totul la a doua trebuie neapărat, dar neapărat știută. Deci A plus B totul la a doua este A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Vă mai fac încă un exercițiu, tot cu fracții. Dar să ne amintim formula A minus B totul la pătrat. Deci am văzut A plus B totul la pătrat și vreau să vedem A minus B totul la pătrat. Cum ar fi? A minus B totul la pătrat. A la doua minus B plus B. Deci A minus B totul la a doua ar face. Nu știm formula. Dacă nu știm, încercăm să mulțim A minus B pe lângă A minus B, da? Va face A minus B pe lângă A minus B. Și Anca vorbește, cu cine este egal Anca? Am dat drumul la cameră? Da. A minus B pe lângă A minus da, B? Da, doușa. Da? A la doua. Face A la a doua, da. AB, hai, minus AB, am terminat cu A, vine minus B, acum care lucrează AB din nou, și plus B la a doua. Care înseamnă A la a doua îl copiem, nu mai avem, minus AB, minus AB de 2 ori, minus 2AB, și plus B pătrat. Iată că am găsit și formula, A minus B totul la a doua este egal cu A pătrat, minus 2AB plus B la a doua. Da? Deci asta ar fi formula binomului la pătrat. Binomul diferență. Mai înainte a fost binomul sumă. Ne dăm seama că dacă avem, să spunem, 2x minus 3y totul la pătrat, după formula ar fi cât? Anca? 2x totul la pătrat, da. Minus de 2 ori, da, Adi, minus de 2 ori. Minus de 2 ori 2x ori 3y. Da. Și plus 3y la pătrat. Plus 3y totul la pătrat și e egal mai departe. Egal cu 4x pătrat. 4x pătrat. Minus 12xy. Minus 12x, y. Și plus 9y pătrat. Și 9y pătrat. Dacă tu vezi cumva scris așa, Adi. 4x pătrat plus 4x. Deci 4x pătrat plus 4x plus 1. Ce te gândești să faci aici? Binomul. Care e binomul? Cine să fie prima parte, cine să fie partea a doua? 2x prima parte. Deci 2x e prima parte, că ai pătratul aici, da. 4x pătrat. Plus... 4x. Deci mai e încă un pătrat perfect. Dar încă un pătrat perfect, ăla e, e 1. 1 la a doua e 1. Deci 2x plus 1, totul la pătrat. Oare da, cu emoții? Nu, că acolo 4x... Nu-i bine. Da. Trebuie să controlăm. Da, deci, da, Miruna spune
trebuie, nu le grăbim. Și nici eu nu m-am grăbit. Am spus, poate să fie așa cu semnul de întrebare. Și acum văd, de două ori prima parte, ori a doua face 4x? Da. Face, perfect. Da? Deci de aceea spun că am făcut o treabă bună. Dar dacă veți vedea 4x pătrat plus 6x plus 2. Diane. Ce vă vine de ce să faci? Da. 2x plus pe 6 se schimbă ca fiind 2 ori 3. Deci, vrei să spui că ai vrea să surprinzi 2x totul la pătrat? 2x totul la pătrat, da. Ca să vezi pătratul perfect. Plus? Plus 2 ori 3. 2 ori 3 x, da. 2 ori 3 x. Așa. Plus 2 la pătrat. 2. 2 la pătrat. Plus 2. Păi că 2 la pătrat ai făcut 4. Plus 2. Plus 2. Și ne-ar trebui 9 acolo, în loc de 2. Ne-ar trebui 9. Și atunci? 3 la... Dacă n-ai 9, poți să scrii pe 2 ca fiind 9 minus 7. Da, dar n-ai nici prea partea a doua, ori... 2 ori prima parte, ori... Deci nu-i, nu-i jocul. Nu se poate. De 2 ori prima parte, mulțic, de aici e 2x, aici e 3x. Da, după aceea dacă îl pui pe nou, deja ai acolo 3 la 2 și mai trebuie și anul 3. Deci nu-i, nu-i deșteaptă ideea. Exact. Ne întoarcem la el, deci n-a mers deodată. N-a mers. Hai să vedem, să încercăm, să rupem, să... 2 pe lângă 2, le dăm factorul 1 în 2. Putem da un factor comun în 2. Radical. 2x la 2... Nu, n-ai radical, că n-ai la mijloc radical. Și dacă n-ai radical la mijloc, degeaba pui radical din 2. Era bun, domnul profesor, de ce l-a șters? Da. Of! 4x pătrat. 4x pătrat. Plus 6x. Plus 6x plus 2. 2. Hai să vedem aici, să vedem cum... Eu am o idee. Miruna a zis să dăm pe 2 în factor. Mergem pe mâna ei. 2 pe lângă, 2 pe lângă Miruna. 2x pătrat. Vorbește. 2 pe lângă 2x pătrat plus 3x plus 1. Plus 1. Iar așa, în gheață sau mai ai vreo idee? Să mai dăm un x? Păi dacă, ca să dai un x, trebuie să ai luăm capul altul x. Ai aici și aici și aici n-ai x. Scădem. Da, da. E la învățătoare. Vezi niște dumeri, le adunăm, le scădem, facem și noi acolo ca să fie. Eu l-aș desface pe 6x, să-l am 4x și un 2y. Asta-i. Că nu degeaba stă 4x ăsta. Acolo prezent. Și observ că dacă le unesc pe primele două și pe ultimele două, deci, obțin. Iată, 4x pătrat egal, da? Egal cu 4x pătrat. 4x pătrat plus 4x plus 2x. 2x plus 1. A, plus 2. Plus 1 și că plus 1. Hai să zic așa. Eu le-aș pune pe primele două, aș fi lăsat plus 2 și le puneam primele două și ultimele două. Aaa, să fac așa cum spui. Eu așa am văzut, știi? Da, s-ați văzut altfel. Eu merg pe mâna. Primele două și îl dăm pe 4x. Primele două îl dăm pe 4x în factor comun și vine 4x pe lângă cine are? X plus 1. 4x pe lângă x plus 1. 4x pe lângă x plus 1. Și plus 2 pe lângă x plus 1. Și mai departe? Aș da x plus 1 factor comun. Se vede x plus 1 factor comun. Da. X plus 1 pe lângă... Îi face un favor, ești civilat, dar x plus 1 factor comun, da. Pe lângă? 4... 4x, adică. 4x plus 2, mai plus 2. 4x plus 2. Acum și din a doua paranteză aș da 2. Dăm un 2 și face... 2 pe lângă x plus 1... 2 pe lângă x plus 1 pe lângă... Ori 2x plus 1. 2x plus 1. 2x plus 1, că a scos un 2, păi, da? Da. Iată așa arată factorizarea lui. Deci, okay, vedeți? Dar asta am văzut altele. Haideți să facem și varianta care a ia să vedeți cum am văzut eu. Deci egal cu 4x pătrat plus 4x plus 1, da, pe care l-am luat din 2, da, plus 2x plus 1. Corect. Altfel. Și egal cu...
Corect, domnul Tărăză. Da? Factorul pe 2x. Acum, facem binomul acum. Ăsta se strânge că este șansa pe care o avem 2x în urmă. 2x plus 1 la pătrat. Deci vine 2x plus 1 totul la pătrat plus 2x plus 1. Acum, dăm un factor comun pe 2x plus 1, domn profesor. Sigur că da. Deci 2x plus 1 pe lângă. Da. Din primul rămâne 2x plus 1. Da, plus 1. Și din al doilea plus 1. Da. 1 rămas. Da? Da. Și egal cu 2x plus 1 pe lângă 2x plus 2. Aruncă un 2 în față, paranteza a doua, și face 2 pe lângă 2x plus 1 pe lângă x plus 1. Iată de ce trebuie să știm formule. Că de multe ori avem desfășurat, strângem, scoatem un factor, aranjăm. Deci lucrurile merg dacă suntem cu formule după noi. În orice și aveți curaj să plecați. Plecați. Deci voi, dacă am văzut 4x și 2 acolo, vă 6 ăla l-o rup în 4, în 2, plecați în exercițiu. Deci e foarte important să plecați. Da, să surprindeți. Să aveți inițiativă, să forma. Plecați cu curaj. Deci voi ce erați aici blocați? 6x, 2 ori 3. Dar visează mai departe, mai ajută la ceva. Este drept că am pătratul perfect, 2x totul la pătrat. Dar am și de două ori prima parte. Dar prima parte e 3x și la mine în model e 2x. Și 2 ori 2x, 2 ori 3x strică jocul. Și atunci abandonez ideea de a face pătrat perfect deodată. Aici a fost ușor pentru că eu l-am dat așa. Da? Dar când nu-i, când gândim altceva. Iată, să mai vedem încolo. Vreau să vă deprindeți. Acest antrenament pe care vi-l propun pe baza formulilor va fi de mare folos, da, de mare folos. Pentru că, iată, încerc să-mi iau inițiativa și la profit de faptul că nu prea aveți tema acum. Mâine o să aibă, că mâine merg la școală. Sigur că da, dar acum am profit de faptul că nu aveți tema și încerc să construiesc așa cum am eu, cum aș fi predat eu. Deci dacă aș fi fost las la voi, pentru formulele acestea, așa și mergem, etapă de etapă, ca să vă pot pregăti și în ritmul în care voi prindeți, mai fac o altă formulă, mai fac o altă formulă, nu așa, de adunc acolo și mă duc, facem exerciții. Nu se vede obiectivul pe care trebuie să-l urmărim în condițiile în care memorăm și formulele, le aplicăm acolo, vedem, nu vedem? Ia să vedem concret. Uitați așa. Dacă veți avea scris așa, 9x pătrat plus 12x plus 4 egal cu? Pe 12 putem să scrie ca fi 9 plus 3. Pe 12, da? Da. 9 plus 3, da? 9x plus 3x, 9x, da? Da. Mergi și pe mâna ta. Deci 9x pătrat plus cât? Plus 9x. 9x plus 3x plus 4. Și egal mai departe, te rog. De ce ai scris așa? De ce le-ai scris? Am să dau factor comun. Da. Dăm. 9 pe lângă. 9x. 9x, da, pe lângă x plus 1. Plus 1. Plus 3x plus 4, așa îngheață. Da. Am vrut și cu 4 să zic. Dacă îți dădea x plus 1 în paranteză, scoteai pe x plus 1. Da. Deci faci ca la șah. Știi să joci șah? Da. Dacă știi să joci, să gândești, să spunem mutările în față, măcar cu mutare în față. Miruna? Să scriem că aș fi 3x plus 2 totul la 2. Tu bănuiești că ar fi. Ce te face să crezi așa? Pentru că avem 3x totul la 2, 9x la 2, plus 2 ori 3 ori 2, 2, 2 ori deci 3x. Deci ai un pătrat perfect mai întâi. Da. Și 4. 3. Sunt 3 termeni. Și da. 4 al doilea pătrat perfect. Deci zici 9x pătrat. 9x pătrat. Adică zici ce? 3x totul la pătrat. Da. Plus 2 ori 3x, ori cât se dea 12? 2 ori 3x ori până la 12 ori 2, nu? Da. Ori 2. Plus 2 la a doua. Plus 2 la a doua. Și să ai tot ce trebuie ca să ai prima parte la pătrat. De 2 ori. Prima parte.
ori a doua și a doua parte la pătrat este clar, sunt, e perfect așezat ca binomului Newton, binomul la pătrat, da. Și e vorba de 3x plus 2, totul la pătrat. Deci s-a strâns foarte repede. Dacă pe ăsta îl vedeți la un numitor, nu știu ce, și vezi așa, ai ochiul format, îți scrii repede ca un binom la pătrat. Și păi, te-ai dus, poți lucrezi. Dacă nu, n-ai nicio șansă. Dar dacă aș fi dat așa, Miruna, 9x pătrat plus 15x plus 6 egal cu? L-aș fi scris pe 15 ca 12 plus 3. 12 plus 3, că îl tragi cu poziul. Și pe 6 ca 4 plus 2. Ia să vedem. Deci ai fi scris 9x pătrat plus 12 x plus 4 plus 4 plus 2 plus 3x plus 2, nu? Și egal cu diferența de la 3x plus 2 totul la a doua. Este deja binomul știut, 3x plus 2 totul la pătrat. Plus 3x plus 2. Dăm factorul comun. Plus 3x plus 2. Dăm factorul pe 3x plus 2 și vom avea 3x plus 2 plus 1. 3x plus 3. Pe lângă 3x plus 2 și plus 1 plus 3, da? Și vom avea 3 pe lângă 3x plus 2 pe lângă x plus 1. 3x plus 2 pe lângă x plus 1. Vedeți? Ce am făcut eu? Am mărit pe 12x plus 4 cu un 2x plus 3. De ce cu un 2x plus 3? Pentru că știam că ăsta se strânge ca fiind 2x plus 3, 2x plus 2, 3x plus 2 totul la pătrat și am mai pus în plus 3x plus 2 ăla, că am văzut că la așa, cum spuneam, 3x plus 2 care rămâne, numai bine el va fi în stare să se strângă frumos ca un pătrat perfect. Eu am văzut altfel, domn profesor. Sigur, nu încap pe discuție. Hai, dar acum... că l-am văzut 9x și 6x. Deci 9x, iar ajungeam, la tot fel acolo ajungi. Tot acolo. Dar dacă îți dau așa, ce mai vezi tu? 9x pătrat plus 15xy plus 7 egal cu. Aha. Ce mai vezi? Și acum trebuie tot acolo trebuie să ajung, da? O, la o formulă dintre asta. Nu știu, adică... nu știu. A, nu știți. Haideți să vedem. Să vedem. Deci, că 9 plus 7, acum nu mai fac 15, fac 16. Ce distanță că acum. Da. Da, am înțeles, domnul profesor. Da, de-aia am spus că acum ce mai vezi? Deci aici aș merge pe... Dar nu mai ai, că ai cu XY, nu mai ai cum să-l formezi. Nu, XY, pardon. A dat XY. Numai 15, aici am 15X la să X, așa. Ei, atunci mergem așa, cum a zis... Ia să vedem. 9x pătrat cu 12x plus 4. Deci, Miruna insistă pe ideea ei. Da. Și zice 9x pătrat plus 12x plus 4. Corect. Miruna. Da. Și acum mai rămâne plus 3x plus 3. Îi rămâne plus... 3x plus 3. 3x plus 3. Plus 3, da. Și o să avem... Ăștia se strâng frumos. Da. Binomul ăla, 3x plus 2 la pătrat. Plus... Da. Face 3x plus 2 totul la pătrat plus 3 pe lângă x plus 1 plus 3 pe lângă x plus 1 și din păcate nu-i. Nu mai iese nimic. Nu iese nimic. Eu vreau factorizare. Atunci hai să zic 3x plus 2 și mai pun plus, plus 1 la sfârșit, da? 3x plus 3x plus 2. Într-o paranteză, domnule. Da, 3x plus 2 da. Și plus 1. 3x plus 2, să zicem, într-o da. Paranteză. Din primii 2. Din primii 2 dăm factorul pe 3x plus 2. Așa. Avem 3x plus 2 plus 1. Așa. Da. Dacă aș fi avut și un 2 în față de asta. Ce bine era. Dacă aș fi avut și un 2. Dacă. Adică să fie, zice eu, 6x și cu... Și cu 12, 18x, avem modificat și. Acum am zis, vedeți? 18, observați cum așez de ghești. 18x. Acum vedem. Și 4, că aici e 2 ori 2, 4, nu? Da, 4 pe 2. Deci mai trebuie să mai adaug un 2. Mai adaug, adică 5, 9 aici.
Păi acum haideți să ștergem, domn profesor. Haideți să ștergem ce-am dat. Complet. Da. Și haideți să vedem din nou. Pe nouă. Acum dăm pe nouă să vedem ce iese. Da, da, da. Păi la prima vedere ești așa cântat. Da, corect. L-am modificat, m-am modificat până când m-am lăsat. Mult prea ușor. No, acum, varianta asta dă pe nouă factor, da. Din nou pe lângă. Ușor. X pătrat. Plus X. Plus 2X. Plus 1. Sună bine. Da? Și 9 pe lângă. 9 pe lângă X plus 1. X plus 1, totul la pătrat. X plus 1, totul la pătrat. Da? 9 pe lângă X plus 1. L-ați aranjat mult prea bine. Da, eu am avut în minte așa să fie. Ce am visat eu și ce a ieșit, dar ești o banalitate. Noi am vrut să complicăm? L-am vrut să complic și așa. Ceva la pătrat, pus de două ori, paranteza asta. Și plus 1. Plus 1. Da. Și să vedeți după ce se așează așa, da, da, varianta da. În care mă faceți un pătrat perfect. Corect. Da? Dar el s-a așezat că el își da. s-a dus acolo pe varianta scurtă. Îmi vine în minte un lucru. Cu ani în urmă, am compus niște ghișiții la clasa 10, cred că era, la faza rătățea. Da. Și am compus pentru faza rătățea un ghișițiu. Am stat eu și l-am învârtit eu vreo săptămână, așa, ca să vii cu subiect propus pentru faza rătățeană, trebuie să fie subiect tare. Normal. Și mai întâi trebuie să ți-l accepte colegii. Adică trebuie să fii cu noutate. Noi copiat de undeva, trebuie să fii creație. Apropo de ce vă spuneam. Yes. În general, mă rog, m-am frământat să fac lucruri de acestea constructive. Care să fie rodul unei anumite inventivități. Creativitatea să se manifeste. Și cel mai bine la matematică ți-o poți manifesta. Și am așezat, să vă spuneam, un subiect foarte tare, am zis eu, am terminat cu ăștia, la clasa 10. Și mi-l-a făcut atât de simplu, atât de simplu, devenit o banalitate. Exact cum am gândit eu pentru binomul ăsta, așa, și ei au făcut calcule și le-au ieșit nou pe lângă factor, pe lângă 2 expulsuri, tot la pătrat. Și care a fost problema? Da? Deci ce vreau eu să fie o chestie foarte frumoasă, a ieșit o chestie foarte banală. De aceea, de foarte multe ori, așa fac propunătorii de subiecte. Ei aranjează, își dau drumul să alerge mintea și tot felul de combinații, iar în final, ca să-ți dea seama, ei sunt furați de ideea lor, da? Și eu nu mai prind situațiile particulare și se duc spre banalitate. Și ca să fie convinși că e o chestiune dificilă, odată subiectul făcut, îl propun unui coleg. Băi, zice, uite, am gândit subiectul ăsta, vezi cum ți se pare. Și dacă ăla are dificultăți, da, începe subiectul să fie interesant. Adică, dacă pică sau nu pe ideea autorului, dacă îl ghicește, pentru că există între propunător și el, ca un om să învârte în lumea unor idei, ale momentului acela, cu inspirație, cu tot sfârșit. Ei, și poate să prindă o idee foarte tare, să construiască un ghișițiu deosebit de frumos, sau poate să fie chiar o banalitate, cum poate să văd și aici. Așa că, vom continua cu formulele calcul pe scurtat. Am văzut de ce trebuie să prindeți foarte tare... 49, domn profesor. 49. Hai să le mai dau, lasă până la... 50. Și ghișitul ăsta, ca să vedem. Deci, de expresia e egal cu 1 supra x, 2x minus 1, totul la pătrat, minus 3 supra 1 minus 4x pătrat, și plus, da, numai atât. 3 supra 4 minus 1 minus 4x pătrat. Acolo 1 minus 4x pătrat egal
aia cu a plus b, a minus b totul la pătrat. A minus b totul? La pătrat. O știi tu așa bine? Ce formulă ai tu? A minus acolo. Tablă. Păi A minus B, ai, da? Da, da. A minus B totul la pătrat, câți termeni ai? Adică 1, 2, 3. Și tu ai numai 2 aici. Cum să te gândești de acolo să fie? E o altă formulă, dar care o fi? Egal, da? V-ați hotărât egal. Da, egal. A la a doua minus B la a doua. Mama ei. Mai este o formulă, da? Asta o gândesc pe cea. A la a doua minus B la a doua este egal cu A minus B pe lângă A plus B. A la a doua minus B la a doua egal cu A minus B pe lângă A plus B. Pentru că 1 este pătrat perfect și 4x la a doua stăm scrie ca 2x totul la a doua. Deci am pe 2x minus 1 nu umblăm, nu-l stricăm. El e tocmai bine aranjat. Poate dacă îl lăsam desfășurat, era obligația voastră să strângeți. Da? Dar am lăsat așa, am fost drăguț pentru început. 1 supra 2x minus 1 totul la pătrat minus 3 supra 1 la a doua minus 2x totul la a doua. Da? 1 la a doua minus 2x totul la a doua. Și egal mai departe cu... Deci 1 supra 2x minus 1 totul la a doua minus 1 supra 3 supra 2x minus 1 pe lângă 2x plus 1. E, văd că e 1 pătrat. E 1 minus 2x pe lângă 1 plus 2x. Așa, da. 1 minus 2x. Miruna, e important. 1 minus 2x pe lângă 1 plus 2x. Și ca mai departe cum? Dacă am avea 2x minus 1, nu 1 minus 2x. Asta e bun. Nu ne place asta. Nu e nicio problemă, îl schimbăm. Cum? Inversul de sus. Nu? Îl schimbăm de acolo de sus? Scoatem un minus în fața. Paranteze. Vedeam să schimbăm exercițiul. Adică, la început? A, nu, i-a zicat să faceți acolo 4x pătrat minus 1. Știți? Nu copii. Tocmai asta e ideea. Așa l-am dat, că exact, special. Special. L-am dat ca să văd și cum reacționați. Să vă văd. Scoatem un minus. La a doua fracție. Scoatem un minus. La numitor. În din paranteza asta. Exact. Că asta nu ne interesează. Corect. 1 plus 2x. Că scoțând un minus de aici, schimbă semnul termenului ordinar. Și 2x minus 1 și plus 2x. Și 2x minus 1. Deci va fi așa egal cu 1 supra 2x minus 1 totul la a doua totul la a doua minus 3 supra minus minus, recunoaște că l-am scos, dar minus pe lângă 2x minus 1, dacă schimbăm sistemul și nu punem minusul acolo, a stricat tot, Adi. Sigur că da. Scrii 2 mi le-ai întors și nu spui că le-ai întors. Și pe a doua o lăsăm așa, a doua aparat. Neapărat! Că dacă scoți și de aici... 1 plus 2x, domnule. 1 plus 2x sau 2x plus 1. A, tot aia, da. Tot una este. Da, dar n-ai cum stai. Da? Ei. Și acum îmi dăm fac... Minusul ăsta cu minus face plus. Ca să nu mai stai aici, că ne deranjează. 1 supra 2x minus 1. Plus 3 supra 2x minus 1 pe lângă 2x minus 1 pe lângă 2x plus 1. Și egal cum? Și egal cum? Vedem, putem să scriem pe a doua frate ca 3 supra 2x minus 1. Numitorul comun, numitorul acolo. 3 supra 2x minus 1 și 3 supra 2x plus 1. Nu. Cel mai mic. Ai vrei să distribuim 3 supra 2x minus 1 și 3 supra? Păi dacă 3 și 3, 3 ori 3, 9. Bine, trebuie să găsim același numitor. Trebuie să găsim numitor. E 2x minus 1 prima. 2x minus 1 la a doua. Da, la a doua. Da, pe lângă. Deci numitorul este 2x minus 1 la a doua. Pe lângă 2x plus 1. Și pe prima amplificăm cu vorbim. 2x plus 1. Deci 2x plus 1, că avem pătratul.
Deci că aici cu 2x plus 1. Și pe a doua cu 2x minus 1 tot la a doua. Trebuie și la a doua, că am un 2x minus 1, Adi. Cu 2x, da. 2x minus 1. Adi, paranteza, asta e la a doua, am una. Mai trebuie 2x minus 1, atât de factor. Deci 2x minus 1. Și atunci la face egal mai departe. Punem un singur numitor, domnul profesor, cum ne-ați învățat. Sigur că da. Adică 2x minus 1 la pătrat pe lângă 2x plus 1. Și sus vom avea. Hai, Anca, zi tu cu el. 2x plus 1. Da, 2x plus 1 ori 1, 2x plus 1, plus deodată 6. 6x minus 3. 3. Și egal mai departe cu 8x minus 2, da? Supra 2x minus 1 la a doua. La a doua, pe lângă 2x plus 1. Și egal, mai sus mai scoatem un 2, cel mult. 2 pe lângă 2x, 4x minus 1, supra 2x minus 1 pe lângă 2x plus 1. Când... Da, 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 așa o scrie, domnule. Da, 2x minus 1 la a doua, pe lângă 2x plus 1. Când ești să se gândit un pic mai atent, acolo se rezultat fi redus. Aici trebuia să fie un 2x minus 1, ca să putem simplifica cu pătratul, și se așează 2 supra 2x minus 1, 2x plus 1, ca să ai 1 supra, sau 2 supra 4x pătrat minus 1. Și aici e mulțim. Da, dar eu constat că ei tot nu merg, nu mi se pare prea... Da. Ce vi se pare greu? Corect. Bună întrebare. De ce? De ce aici nu v-ați prins? Că eu tot insist să vă atrag atenția că formulele acestea de calcul pe scurtat nu se fac ca să fie făcute undeva și trecem la alte lecții. Că la matematică vi s-a înrădășinat ideea că azi ce am făcut, mâine nu mai interesează. Trec la alt, am un alt capitol, altă problemă. Nu, toate sunt făcute într-o ordine ca ele să fie de folos mai târziu. Formulele calcul pe scurtat sunt foarte, foarte importante la expresii ca să le lucrez. Să oprim aici. Memora a doua.